Se întâmplă frecvent să vedem oameni care emit vibrații confuze sau negative, după care încearcă cu disperare și adeseori cu forță să obțină rezultate pozitive. Din cauza vibrațiilor negative pe care le emit constant, ei se confruntă însă numai cu persoane și situații negative pe care le atrag singuri în strict acord cu legea vibrației. Mai devreme sau mai târziu, acest conflict permanent sfârșește prin a-i